Well, hello! V-aș zice bună dimineața, dar nu mai e dimineața de mult. Este o zi atât de superbă. După cum vedeți, că e frumoasă. Este o zi tare interesantă, așa ca să zic. Da, n-am filmat în ultimele două zile și asta pentru că atunci când am făcut ultimul daily vlog, m-am zis că mă luase așa un pic o stare de tristețe. Și cumva și pe Bălns mi-a tras atenția că, bă, vezi că tu ai în fiecare an chestia asta, că de la un moment dat îți intră în reflex. Și m-am scuturat, adică am lăsat-o să macereze acolo, după care am scuturat-o. Și acum suntem bine, mai ales că avem soare și este o zi atât de frumoasă cu soare și este atât de plăcut de Doamne. Bine, și ieri a fost soare, numai că ieri am fost puțin ocupat, am fost în oraș, dar nu cu chestii care să merite filmate. Am trebuit să rezolv niște chestii și m-am întors. Și n-am stat mult, n-am făcut mare lucru demn de filmat. Și astăzi, pentru că este cald și frumos, pe lângă faptul că, bineînțeles, mi-am deschis toate geamurile la casă să intre așa aerul ăsta curat, fiindcă de dimineață era o brumă groasă, chiar am pus o poză pe Instagram, pe stories. Și am pus o poză să văd cum mi se pare, nu știu, nu prea v-ați prins că de fapt era o brumă foarte groasă, dar era un aer de la rece, 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 rece. Și acum se simte aerul așa de curat, după ce s-a mai încălzit, e tare plăcut. Și zic, dacă tot e soarele ăsta și e cald și e frumos, hai să scot fetele la plimbare. Bineînțeles, mi-am luat cizmele de motan încălțat și, pe lângă asta, pentru că mi-am făcut curățenie și șifonier, au încălcat într-o groapă, mi-am luat și un pulover de Crăciun. Mai avea un pic, trecea Crăciunul și eu nu purtam puloverele de Crăciun. Da, și e tare plăcut. Geaca asta este puțin în plus, dar am zis mai bine să-mi fie cald decât să-mi fie rece. E bine nici că nici nu-mi bate vântul. Și e bine, acum sunt bine. Sunt ok, mi-am revenit. We are good. Da. Chiar le ziceam fetelor dacă ar putea să-mi dibuie și mie un cuib din asta de fazan sau un loc pe unde am stat fazanii, că am jurat niște pene de fazani, că de atâta timp urmăresc fazanii ăștia pe aici, dar nu am găsit pene. Sunt așa frumoase, nu știu dacă ați văzut penele de fazan, dar sunt tare, tare frumoase. Fulgi am mai văzut și am mai găsit, dar eu vreau pene din alea lungi, pătate așa, că sunt tare faine și am zis că tot caut, dar până acum veneam în Adidas și n-aveam n-aveam cum să intru cu Adidas și prin rugii ăștia pe aici, dar acum că avem tractoarele astea sub formă de cauciuc, poate rezolvăm și problema asta, poate intru să caut. Așa văd că s-a mai arat pe aici de când n-am mai fost noi, s-a mai e mai bine. Îmi pare rău că m-am încuruntat, apropo, da, soare. Și mă bucur de el, să știți. Orice ar fi, eu mă bucur de soare, așa că prefer să mă încurunt. Și da, în rest toate bune și frumoase. Pentru astăzi vreau să filmez ceva. Și mai încolo să vedem, dar asta după ce voi mânca, pentru că este un 12 și ceva și eu încă n-am mâncat pe ziua de astăzi, nu știu cum să vă zic. Că mi-a fost foame. Am făcut un fel de fasting. Bine, am mâncat și târziu aseară. Adică pe la 11 făceam cartofi cupți. So, da. Așa că se înțelege de ce nu mi-e foame. Nu mi-a fost până acum foame. Dar să vedem ce mănânc și după aia să vedem cum decurge ziua de astăzi, că n-am neapărat planuri pentru astăzi și nici de ieși din casă nu prea vreau să ies. Poate cel mult la magazin la mine, fiindcă ar trebui să mai fac provizii de câte ceva. Dar în rest, da, nu. Nu vreau să iau cine știe ce. Și pentru că toți suntem afară și foarte bine, mai filmez odată ce am filmat acum că, nu știu, câteva zile, când n-am mai fost pe afară. Și nu știu ce s-a întâmplat cu materialul ăla, că n-a intrat în vlog după aia, după ce am postat vlogul, mi-am dat seama că stai așa, că mai erau niște bucăți de material. Și cu ocazia asta vă arăt cultura mea. Filmez din nou și vă arăt cultura mea de usturoi, eventual și de salată, să vedem dacă este, că asta încercam să văd acum, dacă mai am salată, dacă n-am murit de tot, fiindcă, da, am
Semăna și salată, dacă vă aduceți aminte, în toamnă. Și este haos pe aici, este senzațional. Da. Dar hai să vedeți cât de frumos e usturoiul meu verde. Abia aștept în primăvară să-l ronțăi pe tot. Stați așa că s-a lănțuit iadul aparent aici. Sunt foarte agitați toți câinii din zonă, dar uitați ce usturoi frumos am. Uitați-vă la el, că este de drăguț și de frumos, ce frumos a crescut. I absolutely love, 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 love it. Abia aștept să îl ronțăi, cum ziceam, și pe aici. Vulpi, gata, mama, gata, puiu. Și pe aici, dacă vedeți voi niște frunzulițe, așa, astea sunt frunzulițe de salată care au ieșit. Da, mami? Da, fetele? Ți-a făcut? Mai dă mami un bonus? Un supliment de papa? Hai să mai dă mami. Mai dă mami ceva bun? Dă Silu vulpiță? Îi dă mami ceva bun lui vulpiță? Da. Îi dă, mamă, Silu hepilică. Și uitați, uitați sălățica mea. Deci, cred că o să am. Dacă nu mănâncă ăștia, cum le zice, porumbei sau ciorile, s-ar putea să am salată de răsădit. Dacă nu, încercăm din primăvară și asta este. Dar usturoiul, mi happy. Mi happy. Mi happy. You happy? You happy? Nu, tu ești happy. Tu ești happy. E vulpi. Da. Cum știi că ești copil de anii 90? Foarte simplu. Și la 30 de ani te încântă ouăle Kinder. Da. Pentru că la vremea la care au apărut au fost mare senzație și numai pe Crăciun, de exemplu, de Moș Nicolae primei cât unul din ăla mic, nu din ăsta mare, așa că eu am făcut o aroganță și mi-am luat unul mare de data asta. Știți ce am constatat eu? Că nu mi-am pus ornamentul meu special în brad. Dacă ați văzut Nic Măsul de anul trecut, știți povestea acestui ornament. Este cel mai special, special, nu știu ce am zis acolo, special ornament pe care îl am eu și este, da, unul din len, foarte simplu și foarte banal, dar este un singurul ornament din copilăria mea care a supraviețuit și, ba mai mult, era singurul care îmi plăcea când eram mică. Mai avea unul similar, care era un bulldog francez gri cu căciuliță și cu fular. Nu știu ce s-a întâmplat cu ăla, dar fetița a scăpat și mi-am dat seama că era în ăsta la birou, în raftul meu de la birou. Dați așa că am stăpărul aiurea, că tocmai ce am făcut o baie și că nu l-am pus în brad, așa că vom procede la a o pune și pe ea în brad, pentru că era cazul. Chiar dacă anul ăsta încă nu mi-am găsit ornamentul special pentru colecția mea, cum ziceam, și o să o pun aici, să fie în centru acțiunii. Nu știu dacă voi vedeți, dar o să vă arăt imediat. Vă ziceam că vreau să încep o colecție de ornamente speciale. Colecția este începută cu acest ornament, pentru că el începe colecția efectiv. Așa, ca să îl și vedeți, acesta este ornamentul meu special, această fetiță, și da, am zis că e cazul să o punem, chiar dacă încă nu mi-am început efectiv colecția de ornamente speciale, pentru că anul ăsta nu am găsit încă un ornament, dar este bine să fie ea aici. Și da, cam așa. Și vă mai arăt un pic brăduțul meu, pentru cine nu l-a văzut încă sau dacă nu l-ați văzut încă. Mi se pare foarte drăgălaș. Mie mi se pare că a ieșit foarte bine și că e foarte cute și foarte drăgălaș. Și uite așa, îți dai seama cum trece efectiv ziua și tu n-ai vorbit cu nimeni. Și nu v-am arătat ce mi-a picat la ouă Kinder. Stai să vă arăt ce mi-a picat la ouă gigantic Kinder, pentru că bănuiesc că toată lumea este curioasă. Avem un iglu și un pinguin. Un pinguin foarte drăgălaș. Și îl bagi aici și apeși pe chestia asta. El are ca o manetuță aici. Bagi pinguinul aici și aruncă pinguinul. Îl expulzează, efectiv, îl dă afară. Îl evacuează pe bietul pinguin din igluul lui. Da, manetuța asta. Da, mă rog, să dă peste cap, whatever. Nu e mare chestie, dar e senzația de moment când desfaci acel ou Kinder și plăcerea de a desface un ou Kinder gigantic. Ce faceți? Da, a trecut ziua destul de repede, pentru că
M-aș trezi și foarte târziu, nu știu dacă v-am zis, dar m-am trezit foarte, foarte târziu și în ultimele zile m-am trezit foarte târziu, nu știu dacă e de la vreme, e de la starea mea, care de fericire s-a mai ameliorat, e mai bine, sunt mai bine, mi-a mai trecut, sunt mai ok. Nu știu dacă e de la ce e, dar cert este că, efectiv, în ultimele zile aș dormi non-stop. S-ar putea să fie și de la perioada aia magică din lună, care e un pic și vine. Nu știu exact de la ce, dar vă spun că dacă nu îmi vine să... Stați așa. Îmi vine să dorm 20 de ore din 24. Deci aș dormi 20 din 24, dacă s-ar putea, dacă ar fi după mine, atât aș dormi. Eu care știți că sunt omul matinal și care la 5 dimineața face ochii mari și care e super pusă pe... treabă și energică și nu știu ce, băi, deci nu, de dimineață m-a trezit Udi la 5, m-a trezit pur și simplu ea la 5, că i-a venit așa să mă trezească, trească, nu știu ce am făcut acolo, așa, am dat-o afară și de la 5 până la 6 și jumătate mă trezeam din 10 în 10 minute pentru că stăteam cu gândul la tomberon, fiindcă în ultimele săptămâni am pățit-o, că n-am scos tomberonul pentru că au venit gunoierii mult prea devreme. Deci au venit infernal. Ei în general vin pe la ora 8 și apuc cumva să mă mobilizez la ora 8 să fie scos. Dar nu, săptămâna trecută cred că au venit la 7 și ceva. Încă nici nu se luminase. Deci era atât de devreme că nu se luminase. Lucram la ceva marțea trecută și numai... I-am văzut pur și simplu, la modul că nici ceilalți vecini au apucat să scoată tomberoanele. Fiindcă la noi nu se scot tomberoanele de seara. Din vari motive, câini și așa mai departe. Se mai găsește cu un dement să-l răstoarne. S-au mai întâmplat, au fost situații. Și de-aia nu se scot tomberoanele de seara. Și dimineața, uite că ai surpriza să vină așa. Și asta am făcut. De dimineață până la, de la 5 la 6 jumate mă trezeam în 10, 10 minute, mă uitam la ceas. Zic, hai că mă stau că e prea devreme. Mi-era silă. Puteam să ieși și la 5. Adică bănuiesc că nu era nicio problemă dacă ieșeam la 5, dar mi-era silă, că era foarte rece. La 6 jumate m-am dus și l-am scos până la urmă și am dormit până la 9. Eu, până la 9. Eu, moa, până la 9. Să dorm eu până la 9, adică dă, așa. Și după aceea, nu știu, m-am mai învârtit pe aici, am vorbit cu vecine, mai am fost până la ea, am mai făcut nu știu ce, am vorbit cu mama și efectiv a trecut ziua așa, am fost la magazin, că v-am zis că mă duc la magazin, am luat așa. Și efectiv a trecut ziua de... Seriously, adică ce naiba se întâmplă. Da, chiar asta îi zicea mamei mele, că mai avem o săptămână la Crăciun, basically. Și că eu mă gândesc foarte serios mâine, nu știu dacă mâine, dar apoi mâine mai mult ca sigur că vreau să fac piftia. Că știți că motivul pentru care aștept eu Crăciun foarte tare de fiecare dată este că se face piftie. Și voi face piftie. Piftia este, da, am scos în seara asta, am scos toate cele de la decongelat și mâine, sau poi mâine, cel mai probabil, mai mult ca sigur, am uitat să iau usturoi. Deci poi mâine, cel mai probabil, voi sta să fac piftie. Pentru că durează, da. Și eu, nu, la mine nu există Crăciun fără piftie. Nu mă interesează, nu-mi trebuie nimic altceva, eu vreau piftie. Deci mie îmi trebuie piftie. Atât. Nu știu de restul, dar eu vreau piftie și vreau să am multă piftie. Ah, da, și în rest așa, deci a trecut ziua foarte repede și mă gândeam la niște chestii, că am terminat acum, stați, am terminat în sfârșit o carte pe care o am începută de câteva luni. Și m-am tot luat de alte cărți și n-am terminat-o pe asta și era acolo unde sângele îngheață și cumva, dacă ar fi fost frig, ar fi fost carte atmosferică perfectă. Pentru iarnă, pentru îngheț, pentru așa. Până la urmă mi-a plăcut cartea, până la urmă, deși am tras puțin de mine la început, nu știu, începutul mie mi s-a părut mai greu, toată lumea zice că e super ușor de citit. Mie mi s-a părut mai dificiluță la început, mai plictisitoare, așa m-am cam plictisit. M-a cam plictisit așa la început, dar până la urmă mi-a plăcut, a fost destul de interesantă, dar foarte atmosferică, cu mult îngheț, multă gheață, mult frig, puțin trasă pe, de păr pe alocuri, dar o să vorbim despre asta când o să vorbim despre cărțile lunii decembrie, puțin trasă de păr pe alocuri și
Da, chiar să-mi spuneți voi ce mai citiți în perioada asta sau mai ales acum că vin sărbătorile, care sunt planurile voastre de lectură, pentru că sunt foarte curioasă, fiindcă, da, e foarte interesant că, da, am văzut câteva reacții la ultimul clip cu cărți, am văzut câteva reacții că lumea nu e prea interesată de cărți și că nu, că n-ar mai trebui să fac chestia asta, dar, mă rog. Oh, well, eu tot o să fac, ce să vedeți. Mie tot îmi plac cărțile și tot o să fac clipuri cu cărți. Și da, în rest, mai ascultam ceva acum, o carte despre care tot așa cred, sper să vă vorbesc la final de decembrie. Foarte interesantă, cel puțin pe partea asta de abordarea gândurilor și mă gândesc să aprofundez puțin mai mult la anul subiectul ăsta pentru mine, adică nu să fac clipuri pe tema asta, deși dacă vă interesează să-mi spuneți, dar pentru mine așa mă interesează să abordez puțin mai mult subiectul ăsta al gândurilor, fiindcă sunt tot felul de teorii din astea, nu știu dacă le știți, cu privire la gânduri, că de multe ori gândurile nu ți aparțin și că nu trebuie să-ți crezi mintea pe cuvânt, adică e un scenariu clasic, să zicem, când te trezești dimineața și începi să zici, vai, ce zi urât o să fie și ce, pentru că e vremea urâtă, o să zici, vai, ce zi urât o să fie. Asta nu trebuie neapărat să fie gândurile tale, adică nu trebuie neapărat să le accepti ca atare și nu trebuie să te lași pradă gândurilor ăstora, știți? Pentru că multe din lucrurile astea sunt și condiționări, să spunem. Adică am fost învățați să gândim la, în modul ăsta, că atunci când e o zi urâtă afară, e și proastă, știți? Foarte bine, și de multe ori se întâmplă să fie o zi frumoasă afară și să fie o zi proastă. Adică, da? Dar noi trăim după foarte multe condiționări din astea și aici vreau să zic că vreau să aprofundez mai mult puțin în subiectul ăsta pentru că mai mult puțin așa. Vreau să aprofundez puțin subiectul ăsta fiindcă e interesant de studiat și una din cărțile care cred că vorbește mult despre asta de sus este aia cu The Body Keeps the Score. Cred că acolo o să se dezvoltă puțin mai mult. Mi-am propus anul ăsta să o citesc și chiar o să mă uit la clipul pe care l-am făcut la începutul anului cu cărți pe care vreau să le citesc, să văd câte am citit din ele, pentru că nu știu exact câte am reușit să citesc din cele pe care mi le-am propus. Să facem un bilanț așa, dar ajungem și la bilanțul cu cărți, o să facem în bilanțul cu cărți pe anul ăsta și acolo cred că se vorbește despre gânduri și despre cum noi suntem obișnuiți să credem că ne lăsăm pradă gândurilor și dacă avem un gând negativ, gata, ăla este sau aia este starea care trebuie să ne guverneze, când de fapt gândul este ceva ce noi provocăm și noi putem controla. Și iarăși știți că am citit cartea anul ăsta cu Master Your Emotions. Știu că eu de fiecare dată când am vorbit despre cartea aia, vorbit, i-am zis tot Manage Your Emotions, nu știu, tot timpul i-am dat alt titlu, Dislexia, care a asociat-o cu alt titlu. Dar în cartea aia se vorbea la fel despre faptul că nu trebuie neapărat să te lași pradă gândurilor tale și că nu gândurile te definesc, ci tu le definești pe ele și că, în esență, îți poți controla mintea. Știți că sunt oameni care spun că, băi, trebuie să ajungi să-ți controlezi mintea, trebuie să ajungi să-ți controlezi gândurile și să nu te mai lași pradă tristeții. Nu știu, că ai un gând trist sau că zice cineva ceva sau așa, nu trebuie neapărat să te lași pradă unui gând trist și să, nu știu, care să strice ziua și după aia că mie așa mi se întâmplă, dacă văd ceva care mă deranjează sau cineva îmi zice ceva sau așa, încă sunt în faza în care poate strica foarte tare ziua, adică eu sunt, cu toate că am încercat de-a lungul anilor să mă educ și să mă antrenez pe treaba asta și totuși mai am momente când mă prinde pe picior greșit, adică dacă atinge punctul ăla, the soft spot, ca să spunem așa, acolo, încă sunt momente și nu-mi place chestia asta pentru că evident că nu este nici productiv și nu e nici ok. În egală măsură, pe de altă parte, trebuie să-ți
recunoști sentimentele și câteodată trebuie să le lași să zburde, știți? Adică toată tentativa asta, nu sunt de acord nici cu ideea asta de sufocare a emoțiilor constant, adică constant, constant să sufoci emoțiile și să nu le dau ei frâul liber și constant, dar nici să ajungă să te domine, adică e ok să simți tristețe când simți tristețe, dar nu să devină punctul principal. Și apropo de asta, văd că toată lumea deja a ajuns în punctul în care face bilanțuri anul ăsta. Eu încă nu mi-am făcut bilanțurile, încă nu încerc să nu mi le fac, încerc să nu mă gândesc la bilanțuri, cel puțin pentru moment, pentru că, nu știu, mai sunt lucruri de făcut și nu, aș prefera încă să nu mă gândesc la bilanțuri, dar, un lucru de care sunt foarte mândră este că, în ciuda multor lucruri care s-au întâmplat mai puțin favorabile anul ăsta, n-am clacat psihic, pentru că anul trecut a fost un an înfiorător pentru mine din perspectiva depresiei și a fost absolut crunt, 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 literalmente a fost crunt. Și anul ăsta, chiar dacă am avut cumva mai multe lovituri, să spunem, n-am mai clacat psihic și n-aș ști să spun exact ce am făcut bine ca să nu se mai întâmple treaba asta sau cum am prevenit, cum am preîntâmpinat situația asta, dar cert este că nu s-a întâmplat. Și una din fricile mele de zilele astea, când am zis că nu m-am simțit tocmai bine, a fost tocmai asta, că băi, nu mă simt bine și dacă starea asta generează. Și am zis că asta e una din marile mele frici, că, nu știu, într-o zi așa din senin s-ar putea să îmbușească din nou depresia. Pentru că se întâmplă, anul trecut așa mi s-a întâmplat, pornise de fapt din 2021 și am tot astupat-o, am tot dat-o deoparte, i-am zis hai lasă-mă, scutește-mă, lasă-mă în pace, nu am chef de tine acum, hai du-te, nu știu ce, și ea tot acolo și tot mă apăsa așa și mă apasă cumva, o simt aici în ceafă că îmi suflă depresia și la un moment dat îți dă una așa. Și nu te mai ridici. Și așa mi s-a întâmplat. Deci așa am pornit în 2022 și am încercat să o duc pe picioare și la un moment dat n-am mai putut. Și v-am zis că asta e frica mea cea mare, tocmai de situațiile în care zic că o duc pe picioare așa și că o controlez și că nu știu ce și după aia mă lovește, mă pune la pământ efectiv. Hopefully n-o să se mai întâmple. Cel puțin anul ăsta n-a mai fost cazul. Bine, că am mai și lucrat eu la anumiți factori care contribuiau mult la starea mea depresivă și asta e bine, dar da, nu-mi doresc, adică și chiar nu doresc nimănui stările, pentru că sunt foarte rele, adică sunt unele din cele mai crunte, pentru că asta vorbea și despre Eugenia, venise vorba despre depresie cu Larisa când ne-am văzut acolo la târg, că nu ne, când ai depresia se accentuează dacă ai o altă boală, să spunem, sau o altă patologie sau o altă problemă. Depresia nu face decât să-ți accentueze, pentru că slăbește tot în organismul tău și nu e de joacă, adică literalmente nu este de joacă. Și știu că pe internet a devenit un lat motiv și acum aveți, Doamne, toată lumea e depresivă și toată lumea urlă și toată lumea plânge și hai, compătimiți-mă că sunt depresiv. De-aia eu nici nu vorbesc atât de mult despre treaba asta, pentru că m-am săturat literalmente să văd atâția oameni care își bat joc de treaba asta. Unii o iau în derâdere și alții se dau depresiv, deși se vede clar că ei nu au trecut printr-un moment de depresie. Adică, acum e greu de judecat, dar sunt oameni pe care, nu știu, nu i-aș vedea, care se declară depresiv, deși nu i-aș vedea depresiv. Evident, n-ai de unde să știi exact cum și ce e în sufletul omului, dar, da, mă rog, sunt anumite semnalmente pe care, să spunem că eu din interior le pot observa mai ușor față de un om care poate nu e atât de obișnuit cu treaba asta. Și legat de asta, mă sâcăie foarte tare când văd oamenii că, mai ales că își bat joc de subiectul ăsta, pentru că nu e de luat în râs și nu este de glumit pe seama asta și nu e de anulat. Pentru că, de exemplu, dacă ești diabetic și ai depresie, dai în depresie, îți
îți face foarte rău, s-ar putea să nu mai reacționezi la tratament. Au fost situații de oameni care nu au mai reacționat la tratament, au fost situații de oameni care pur și simplu aveau o patologie ușoară, ceva banal, nu știu, o infecție oarecare și au murit pentru că efectiv au intrat în depresie și n-au vrut, efectiv corpul lor n-a mai vrut să reacționeze, să lupte cu infecția aia. Și sunt, se întâmplă foarte multe, foarte des astfel de situații și nu e de luat în râs. Și nu e de neglijat, de aia, dacă simțiți că Doamne ferește, vă paște o astfel de situație, căutați ajutor, pentru că nu e ceva de râs să cauți ajutor și cine râde, în esență, este un om foarte imatur, care nu știe despre ce e vorba sau dă dovadă de ignoranță foarte multă. Da, nu știu, n-am vrut neapărat să ajung la subiectul depresiei în anul ăsta, dar ziceam așa ca chestie, că punctând așa din marile win-uri ale anului ăsta, este că n-am picat pe panta aia neagră închisă, întunecată. Fiindcă nu știu, m-am ținut tare sau pentru că am reușit, pentru că m-am mai tăiat din factorii care mă aruncau în direcția aia. Nu știu, s-au întâmplat, nu știu, dar am reușit și eu că consider, nefăcând vrând să fac acum un bilanț al anului, dar consider că a fost un mare win ăsta pe anul ăsta pentru că s-au întâmplat foarte multe lucruri în culise pe care voi nu le știți în mod special. Probabil fetele care sunt membre pe canalul meu și unde am discutat în podcasturi, unde am mai discutat situații din astea sensibile și schimbări din astea majore din viața mea, mai știu una alta, dar așa nu am discutat foarte mult pentru că nu toate lucrurile sunt de discutat online. Și apropo și de chestia asta, că mi-ați mai zis și în clipul ăla cu schimbările, când vorbeam acolo, când am avut tot așa un rând și am vorbit despre schimbări și că ar trebui să fiu mai punctuală și mă stămâi. Băi, sunt unele lucruri pe care nu poți să le spui. Și dacă ai vrea, nu poți să le spui online. Pentru că implică alte persoane, pentru că nu știi exact care e situația omului. V-am mai spus eu legat de job la un moment dat că Tot timpul amânam să spun anumite lucruri și asta pentru că nu-i momentul să le spui. Odată nu-i momentul să le spui atunci și poate că trebuie să treacă mult timp. V-am mai zis într-un live, v-am zis la un moment dat că, nu știu dacă ați văzut, că eu la un moment dat când am avut un job, eram urmărită constant de ce fac. Pentru că, vezi, Doamne, trebuia să fiu non-stop la apel. Nu eram plătită pentru asta și mi se cerea constant să fiu prezentă la apel, deși nu era și pentru că m-am opus cumva sistemului și pentru că vroiam și eu weekendurile mele și diminețile mele, adică nu sâmbătă la ora 6, eu trebuia să fiu în picioare cu telefonul în mână și să încep să dau telefoane sau să stau seara până târziu sau non-stop să fiu cu telefonul în brațe, că de-aia și acum când aud sunetul de la WhatsApp mi se face rău câteodată, îmi vine să vomit când primesc mai multe mesaje, când primesc așa un șir de 5, 6, 7 mesaje, îmi vine să vomit când aud WhatsApp-ul literalmente de la jobul ăla și eram constant urmărită, adică v-am mai zis eu că atunci când am fost la Vama Veche am fost pe ideea că eu făceam un curs și am zis că nu pot lucra efectiv în weekenduri pentru că am cursul ăla și cursul ăla în loc să dureze 4 săptămâni a durat 3 săptămâni și ce să vezi în al patrulea weekend m-am dus și eu la mare și a ieșit un mare scandal pe tema asta că cum mi-am permis să mă duc la mare în timpul meu liber și așa și sunt foarte multe scenarii din astea pe care voi nu le știți și câteodată, da, te mai scapă gura în clipuri, vorbesc la general, că acum mă gândesc că mai sunt și alți oameni ca mine, te mai scapă gura, pentru că noi am recreat, noi, eu cu voi, am creat o relație destul de strânsă cu cei mai mulți dintre voi și mă știți de mult timp și parcă câteodată îmi vine să vă zic anumite lucruri mai intime, mai importante, dar pe de altă parte știu că nu e ok să le expun și îți mai vine să mai arunci așa câte o șopârlă sau mai arunci câte o aluzie sau încep să zici ceva și după aia îți dai seama, op, stai că nu e ok să mă duc în direcția asta și tocmai pentru că nu știi cine se uită, voi nu știți cine se uită, ce concluzii trag oamenii acum, cum interpretează lucrurile, pentru că, da, decât și eu am cele mai bune intenții 90% din timp,
felul în care sunt interpretate cuvintele mele nu sunt în cel mai bun mod. Adică de multe ori am văzut cuvintele mele răstălmăcite și interpretate de foarte prost, ca să nu zic alt cuvânt, exact pe dos. Știți? Adică eu am zis, nu știu, cartea asta e roșie și a venit cineva să-mi zică că am jignit nu știu ce comunitate pentru că am zis că e carte roșie, știți? E absurd, e exagerat ce zic acum, dar înțelegeți unde bat, da? E, și de asta, nu știi, și mai ales când ai o situație de genul ăsta, când știi că te urmăresc oamenii pe la serviciu și încep să îți țină evidența la ce faci și de ce n-ai răspuns la ora aia. A, păi tu ai fost acolo, a, păi da, de-aia n-ai răspuns la televiziune, de-aia nu-ți faci tu treaba, pentru că ai faci vloguri și nu știu ce. E complicat, știți? Și de-aia am și început să postez vlogurile la 2 săptămâni, deci aveam un gap, eu filmam weekendul ăsta cum ar veni vlogurile, daily vlogurile și le postam abia peste 2 săptămâni, tocmai ca să nu mi se mai poată ține evidența. Voi nu știți, dar sunt multe lucruri din astea de culise care s-au întâmplat și... și iarăși, n-am fost unul din vloggerii aia fericiți care să aibă suport, știți? Adică la mine tot timpul s-a pus problema, indiferent că era vorba de prieten serviciu sau partenerul meu la momentul respectiv, nu s-a pus problema, a, ai de filmat, stai că te las în pace să filmezi. A, nu! Te renunță la filmat! Dar de ce trebuie să... oricum nu faci bani din chestia asta, ce trebuie să filmezi? Hai, lasă! Ce să mai pierzi din timpul cu asta, știți? Și foarte multă presiune de genul ăsta. Lasă-te! Dar de ce mai continui? Adică constant aud chestia asta. Dar lasă-te! Tu nu faci, n-ai numere, nu faci sute de mii. Lasă-te! Adică ce mai? Știți? Și nu știți exact de unde, la ce presiune sunt supuși oamenii. Asta așa, ca să vă gândiți pe viitor în cazul în care mai aveți vreodată dubii că X sau Y nu are numerele lui nu știu cine sau că nu face ce a făcut nu știu cine sau că n-a ajuns nu știu cine. Da. Deci, da, lucrurile nu sunt așa simple, în general. Bun. Ăsta e rentul meu pe seara asta. Vă mulțumesc dacă m-ați ascultat și dacă ați avut răbdare cu mine. Noi ne vedem mâine într-un vlog nou. See you later, alligator.